Urmează emisiunea Hai să ne căsătorim. Menționăm că fiecare pereche formată în cadrul proiectului va intra în concurs, unde marele premiu este o foaie de odihnă pentru ambii în luna iunie la mare. Cuplul câștigător va fi ales chiar de telespectatorii care își vor exprima votul pe pagina de Facebook. La mare vor pleca îndrăgostiții care vor acumula cele mai multe voturi. Baftă tuturor! Salutare, dragi noștri telespectatori ai postului de televiziune TV6 cu emisiunea Hai să ne căsătorim. Este o zi specială în care sărbătorim ziua îndrăgostiților, iar eu sunt Lenuța Gheorghiță și vă propun să rămâneți în cadrul emisiunii. Deja cred că v-ați făcut obișnuință, pentru că doar aici se întâmplă lucruri frumoase, doar aici ne vin oameni minunați care își cată sufletul pereche. În această seară avem Miri, Nicolae, Denis și Radu. Miri asta nemenialta că decât inegalabila interpretă Sasha Lete. Rămâneți alături de noi! Alexandra, 27 de ani, alias Sasha Leti, interpretă, regizoare, blogger. Este pasionată de muzică, sport, lectură, cinema. Adoră călătoriile, practică meditația. Recunoaște că spune întotdeauna adevărul în față, ce-i drept, uneori regretă acest lucru. Este extrem de sinceră și deschisă cu oamenii, adesea însă ajunge să sufere din această cauză. Consideră că familia este cel mai important lucru din lume, iar o familie ideală este una cu 3 copii, unde soțul câștigă banul, aduce bunătăți acasă, iar toate deciziile se iau împreună. Visează să-și găsească perechea perfectă și să construiască împreună o relație ca în povești. Lumea interioară a bărbatului este foarte importantă, ori dacă cei doi se înțeleg de minune, ce mai contează fizicul? Consideră că părinții săi au construit o familie ideală, ea însă nu prea a reușit până acum să le urmeze exemplul. Vrea să găsească la emisiune bărbatul perfect, alături de care va crea o familie ideală. You can tell by the way she walks, but she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes when no one is searching. She's my girl, my super. Mare frumusețe de femeie, te invităm să vii alături de noi pentru că ne-a cântat tare, tare frumos renumită artistă Sasha Leti, o avem astăzi protagonist acestei emisiuni. Salutare, draga mea, dar ce frumos bine ai cântat, ce mă bucur că te revăd, pentru că o bună parte știi că noi suntem foarte activi pe rețelele de socializare și mai ales urmărim toată activitatea artiștilor noștri. Mă bucur că nu ai venit de una singură, ci ai venit cu colegii tale, prietenii tale de suflet, una dintre ele pe, și de altfel și pe ea, o cunosc foarte bună, soprana noastră minunată, Ana Cernicova. Salut! Salutare! Salut! Aplauze! Salut! Și frumoasa Mariana îmbrăcată în roșu, că în roșu și bighine. Da, exact. Salutare, fiilor. Salutare. Cum credeți, în cadrul acestei emisiuni găsim omul potrivit pentru invitata? Dar de ce nu Alexandra, dar Sasha? Pentru că lumea o parte stă în suspans. Sasha, Sasha Leite, așa e mai comod, așa mai ușor. Da, destul de drăguță. Destul de drăguță, m-am spune, doar că mai în vârstă ca mine, știi? Cred că, nu știu, cu 50 la, da, cu ambele, 50 la 50. Da, 50 la 50. Vreau să zic că după ascendentul tău în leu, îți merge, ți se potrivește foarte bine numele Alexandra, te face luptătoare, te face cuceritoare și îndrăzneață, ca sa, așa ți se potrivește zodia ta, semnul zodiacal, Gemini. Da. Da, deci, într-adevăr, 50-50. Da.
interesant. Nu, zadar, v-am invitat în această seară minunată pentru că sărbătorim frumoasă sărbătoare, de altfel pe care o așteaptă mulți, mulți îndrăgostiți. Ce sărbătorim astăzi? Ziua îndrăgostiților! Care dintre voi este îndrăgostitul? În viață, mereu. De viață, da, măi, lasă și bunica mea de 90 de ani, totul iubește viața și natura. Vorbim de dacă ați găsit omul potrivit, sufletul pereche. Deocamdată, până când nu. Nu știu cum fetele. Eu adică sunt știu. De mulți bărbați. Da, fetele, fetele, cochetele, cum așa chiar poate fi? Ce serioasă nu au fost până acum? Ba da, au fost. Dacă n-am intrat în anchetă, dar poți să o întreb tu. Sigur că au fost, dar... Da, cât a durat? 3 ani. De ce v-ați despărțit? Am crescut, drumurile noastre așa au luat direcții diferite. A fost o mare diferență în vârstă sau nu? Eram de o vârstă. A, probabil că de atât, probabil că ați crescut într-adevăr și sufletește și da, în plan financiar. Nu știu, nu știu. S-a făcut așa cunoscută. Dar tu, apropo, cum crezi la gustat? Galăbui, glăza, păcăreată eu, navern. Ești gata pentru o relație frumoasă? E de mult. Vă s-aduce în altar? De mult eram gata, eu credeam că la 25 am deja doi copii, deja familie. Nu, sincer, eu credeam, eu cred în familie. Ți-ai făcut, planificat într-o viață. Da, da, chiar vroiam. Dar care este idealul, bărbatul ideal pentru o viziune ta care ar trebui să fie? În primul rând, care o să mă facă fericit, o să mă iubească. Dar cum trebuie să te facă fericit? Da, să e nici eu. Eu îmi pun așa întrebările. Trebuie să facă niște pași, sau el trebuie să fie bogat, sau frumos, sau să aibă simțul umorului, sau să alergați într-o direcție, să fiți dintr-o arie de lucru. Care ar fi el? Păi capacitatea de a mă face fericită, eu chiar nici eu nu știu. Trebuie să aibă, nu știu, o cheie, da, la inima mea. Deci, răspuns așa concret, eu nu am, chiar nici nu știu. Tu ești un public, ești o artistă pe care lumea o recunoaște. Ce ar fi să jertfești? Ce ar fi cumva dacă vine acel bărbat și spune uite, tu de azi înainte nu faci asta, asta, ai fi disponibil să jertfești, inclusiv cariera? Păi eu cred că dacă omul meu mă acceptă așa cum eu sunt, el n-a spus niciodată condiții. Stai un pic, dar bărbați sunt egoiști. Cernicu, a zis tu, că tu doar știi. Nu toți, dar... Dar majoritatea, ce e meu, e meu, ce e nostru, e nostru, e meu. Nu e meu. Păi el trebuie să înțeleagă că muzica mi-aduce plăcere, concertele muzica tot. Muzica trebuie să aducă nu doar plăcere, ci financiar să fie pregătită. Pentru orice muzică trebuie plătit. Evident. Text, melodii, mixaj, orchestră. Vreau să zic că bărbatul care va veni și va pune restricții Alexandrei, Alexandra nu va accepta. Mm-hmm. Se va începe conflict, se va începe luptă și relația nu va dura. De aceea trebuie să-ți găsești un bărbat, să te orientezi către un bărbat care îți va da libertatea aceasta de exprimare în tot ce faci, în tot ce faci, în tot ce simți, în tot ce obții. Fiindcă tu ești o domnișoară care atunci când își dorește ceva, cu siguranță obține. Și dacă cineva o să-ți pună permanent restricții, nu va merge nicio relație. Am avut așa experiență, deci tot așa omul spune nu, nu, trebuie să alegi, nu, eu... Cu certitudine ți-au spus astrele, înseamnă că așa va fi. Da. Fetelor, dar voi ce credeți, cum credeți, ce bărbat iar potrivi? În primul rând vreau să zic că Sașca este o persoană extraordinară. Este frumoasă, gingașă, bună la suflet, muncitoare, talentată. Gospodină. Gospodină, nu știu, face ești gospodină? Face. Face, da. Sașa, cumva, descoperă lucruri noi, te simți. Ca la restaurant, dar na, dar știi, te descoperi. Mic dejun, niște pancake-uri de dimineață fac. Dar tu ce consiliu? Gospodină. Eu ce pot să zic că... Chiar dacă vedem în fața noastră o persoană încrezută, stabilă, să știți că ea este extrem de sensibilă. Receptivă la emoțiile celorlalți. Exact. Simte și ea și cumva se emoționează văzând emoțiile altora. Vai. Iar bărbatul de lângă ea, cu siguranță, ar trebui cumva să poată gestiona aceste emoții, să știe în cazul în care este foarte expozivă, să o calmeze și, din potrivă, când este mai calmă, să o înveselească. Sașa, trebuie pur și simplu să o iubești și să o porți așa. Avem surprize, dar surprizele îmi plac la nebunii și vin tocmai de pe insulele Maldive. Știi tu despre cine vorbim? Da, pentru că am... Pentru că da. Stăm în suspans, pentru că îți propun să urmărești pe micile ecrane. Cine vine cu surpriza pentru tine? Ну что, привет всем из Мальдив! Дорогая Сашка, ну что, мы тебе желаем, чтобы ты нашла свое счастье. Ты классная, красивая,
позитивная, добрая девчонка. Мы очень ценим дружбу с тобой, но хотим, чтобы ты нашла свою половинку и чтобы тебе все удалось, все осуществилось в самых лучших традициях. Мы от всей души поддерживаем тебя и уверены, что того, кого ты выберешь, ему очень повезет с тобой, потому что ты замечательная. Мы держим за тебя кулаки и желаем тебе всего самого наилучшего. Дерзай! Ура! Ура! Hey, și câte așa surpriză! Colegii noștri dragi! Da, prietenii mei care, uite, și de acolo mă susțin, au aflat. Asta va fi un eveniment anului 2021, dacă toți alegem cadrul emisiunii Hai să ne căstrim, sufletul pereche. Venim cu toții la tine la nuntă. Să le vedem pe primul invitat, cel care vine să-i cucerească inima și există probabilitatea că dacă în această, în cadrul acestei emisiuni, Sasha Leti se își găsește sufletul pereche, noi cântăm la nuntă. Cernico, ești de acord? Eu îți dansez. Atunci, nu vă mai țin sub pas. Să vină primul pretendent la inimioara lui Sasha Leti. Mă numesc Nicolae, îmi curăț de cunoștință. Pare bine. Și sper să găsim o limbă comună. Pare bine, sper și eu. Nicolae, 26 de ani. În prezent lucrează peste hotare. Ca mulți dintre moldoveni, are și el cetățenie dublă, portugheză și moldovenească. Încă în anul 2006, părinții săi au plecat în Portugalia, acolo a copilărit Nicolae și și-a făcut studiile. Cunoaște 4 limbi, îi place plimbările, este pasionat de călătorii. Așa cum se obișnuiește la moldoveni, își permite din când în când să servească alcool, dar nu în exces. Capul familiei, crede Nicolae, ar trebui să fie bărbatul. Își avertizează viitoarea soție că va trebui neapărat să fie sinceră cu el. Pentru nimic în lume nu va accepta trădarea din partea iubitei sale. Și-a întâlnit prima dragoste pe când avea 14 ani, însă atunci părinții nu le-au permis nici măcar să înceapă o relație. S-au revăzut peste 4 ani când flacăra iubirii a izbucnit din nou. Totuși, nu au rămas împreună, deoarece Nicolae pleca prea des peste hotare, iar ochii care nu se văd, se uită. Hola, mi amigo Nicolae. Alo, boas tardes. Ei, ce ai zis de mai departe, nu știu, stăm în suspans. Salutare, mă bucur extrem de mult că ești în cadrul acestei emisiuni. Mersi, eu asemenea, sunt bucuros că am ajuns aici și m-am cunoscut cu Alexandra. Și eu mă bucur, dar nu ne-ai dus chiar nici de acolo din Portugalia, măcar ceva, un ola, măcar. E carantină. Tu de mult ai revenit în țară? Tu ai revenit în vacanță după femeie? Eu am revenit, nu din Portugalia, am revenit din Anglia. Ei, păi tu ești bărbat îmblat. Și atât ai îmblat prin toată Europa și n-ai găsit nicio femeie frumoasă? Frumoase sunt, da. Dar nu femei? Da. Dar nu acătării. Ce înseamnă acătării în viziunea ta? Nu știu, eu cred că sunt de o viziune așa mai veche. Adică cum, părerea mea în ziua de azi, e greu să găsești o fată care corespunde și vrea să facă o familie sănătoasă, care să fie fericită. Așa, la acest capitol o să întreb, ce înseamnă a fi corespunzător la ceea ce înseamnă fericire și a avea o familie sănătoasă? Cum ar trebui să fie? Aspectul fizic, moral, estetic, contează? Cred că moral cel mai mult. Cel mai mult, da, moral. Știi, m-a surprins la tine în ancheta ta ceea ce scrii tu de alcool. Ce tangență are una cu alta? Ce înseamnă surplus? Cum se măsoară cantitatea care trebuia să o servim? Adică până când îți dai seama ce faci. Adică nu trebuie să treci limita. Dar care e limita? Nu știu, la mine e diferit. Adică, dar la femei care trebuie să fie? Dar la femei nu ar trebui să fie. Corect. Adică am înțeles, patriarhat fietilor, deci bărbatul are nevoie să facă ce vrie, dar noi femeile trebuie să facă mâncare, cozonaci, plăcințele, curat și să tacă. Nu, cred că de femeie ce ține de alcool nu se permite deoarece organismele sunt diferite. A noastră să scânte. Tu ai notat în anchetă ta că nu vei ierta niciodată dacă o să te înșeală fata cu care te întâlnești. Dar s-a întâmplat? A fost un precedent? Nu știu precis. Sau pur și simplu tu vrei să te feriești de toate relele care poate să se întâmple într-un cuplu? Și da, și ce vreau să spun? Că nu văd sensul în asta. Adică dacă e o dragoste adevărată, o familie, nu poate fi o înșelare. În ce sens? În sens fizic sau în sens moral? În ambele.
Adică dacă și dacă stai pe Facebook și să mai scrii cu alt băiat, pe gata, asta e problemă majoră, nu? Ok, dacă ei trebuie să vorbească cu alt băiat. N-ai drept, n-ai drept să vorbești cu alți băieți. Vreau să-ți spun că dacă Nicolae se îndrăgostește cu adevărat, el se îndrăgostește foarte, foarte profund, am dreptate, Nicolae. Da. Și din cauza aceasta, deci va fi foarte, nu pot să zic posesiv, dar... No, tam parni smiuță, так что весело, наверное. Eu am o întrebare către tine. Spune-mi, te rog, tu ești patriot? Sau nu contează unde are treabă. Nu contează unde vei locui, în Moldova sau peste hotare? Nu, adică cum patriot, nu pot spun că sunt patriot la 100. Îmi place Moldova, dar eu îmi văd viața mea nu în Moldova. Și ți-ai dori o femeie sau o domnișoară de la noi din țară? Da. Exact, asta am vrut să concretizez. Asta am vrut să concretizez după harta natală, să văd ce este pe harta natală. Tu știi că invitata protagonistă a acestei serii este o artistă de pe la noi, este o fată frumoasă și talentată, care știe să-și facă meserie. Și meseria este legată cu ceea ce înseamnă televiziune, ieșire în spațiu public, spațiu online, de ce nu. Sasha, tu cum crezi? Dacă vine Nicolae cu ideea să emigrezi, pleci, lești tot balta aici și pleci și emigrezi cu dânsul? Deci eu cred că niciodată nu trebuie să se despartă oarecare cuplu, da? Mm-hmm. Dacă unul merge, apa al doilea tot trebuie să meargă. Așa crezi? Prin da, sigur, de la zero pot să încep. Dar dacă... Îl poți influența cumva ca să revină el în patrie? De ce nu? Vedem, deja vedem. Deci cred relațiile că... la distanță nici într-un caz. Nu. Și dacă... tu ești gata să lepezi tot? Da, să dar sigur că pentru mine familia este pe primul plan. Dar cariera eu cred că se poate de făcut și... Cristina, tu din cum vezi? Ei astral se potrivesc acum fizic, așa văd că-s frumoși ei amândoi, te-am inteligent, după vârstă. Da, uite, după ascendente chiar se potrivesc interesant. Sasha este frumoasă pentru Nicolae. Ești de acord, Nicolae? Dar și eu chiar e frumoasă. Nicolae este un bărbat interesant, deci așa un tip care tot ți se potrivește la aspectul fizic. La aspectul personalității, eu îl văd pe rolul nostru mai mult introvert și așa este după personalitate, după harta natală. Deci este mai mult în lumea sa interioară, în retrăirile sale, în simțurile sale, în ceea ce este, deci ca într-adevăr să accepte pe cineva în interiorul său, eu, deci trebuie să aibă o încredere maximă. Tu ești mai extrovertită după modul da, tău de a fi. Da, eu sunt așa mai iute. Mai... Tu ești iute, tu ești îndrăzneață, tu intri în foarte multe comunicări, ai... necesitatea de a te expune, de a intra în diverse grupuri, ceea ce lui Nicolae poate să nu-i placă. Uh-huh. Asta e în cui în casă. Nicolae, tu ai venit cu un prieten de suflet. Ea nu va fi Sasha cea pe care noi o cunoaștem. Adică... Eu așa că ce vă-i păscărie. Eu vreau să întreb altceva, că Nicolae a venit cu un bun prieten de suflet, dar noi avem trei fete frumoase necăsătorite. Povestește-ne, tu îți spune Grigore, de unde ești, de Baștină și dacă și tu ești emigrat în... Sunt din orașul Cimșlie, la moment logic, dacă am, sunteți de acolo, prieteni. La moment, sunt în Moldova. E parcurs, tot vreau să plec din cauza am lucrat 6 ani, oficial, normal. Toată lumea e vădeasă. Dar nu văd viitor aici. Dar sunt soară la noi. Dar tu ce părere ai? Cum ar trebui să fie femeia cea inteligentă, frumoasă și de vreme acasă pentru Nicolae? Cam care ar trebui să fie aspectul fizic și moral? Nu, deja fiecare are alegerea lui. Cineva îi place să stea numai acasă, de exemplu, prietena sau soția. Cineva îi dă voie să mai iasă cu prietena. Îi dă voie, auzi că mai zis, îi mai dă o leacă, măi, da, să vadă lumea către împiene. Nu, am în vedere că îi permit contează să iasă. Contează capacitatea de kilograme, volumul părului, eu nu știu, culoarea părului, asta contează? Asta tot contează. Dar tu cum crezi tu, Nicolae, de care plac? Blondi, brunete, roșcate, mai voluminoase, nu, cred că mai talentate? De exemplu, cred că i-a plăcut. Deja după ce o să petreacă o bucată de timp împreună, o să-și fac părerea. Pentru că din punct vizual e una, dar când trăiește e alta. Pentru că oamenii toți... Nu, că acasă nu mă dau la așa emisiune aici. După ziua de azi, cred că mă uit la toate. La toate seriile. Până te-ai nebunit definitiv, hai să trecem la surpriză, pentru că e invitat în această seară, primul invitat din bărbații noștri minunați, Nicolae, a venit cu o surpriză. Hai să te invit să ne arăți. Eu m-am gândit o surpriză pentru tine, gen sunt trei cutii, în fiecare cutie, sunt gen ca trei persoane, perspectivele de azi pentru tine. Mm-hmm. Alegi una și vei vedea cine va fi bărbatul pe care s-o alege astăzi. Serios? Oarecare cutie. Aha. Asta sau asta? Da, din toate trei.
Asta, aici tot este ceva, da? Da. Ce să aleg? Dacă florile astea, cred că pe mine ceva, nu știu, mă așteaptă. Adică florile sunt frumoase, dar înăuntru nu știu ce e. Eu cred că totuși cutia asta care stă lângă tine, s-o scot, oi, da. s-o deschid. Da. Ухты. Степень, что ты? Сейчас я на чине в Афи. Да что толто ты остаешь? Ты чине лая леди. Че фрумос. Форте фрумос. Окей. Супер. Deci, ai ales cutia și îți dau voie să mai alegi încă una, la dorința ta, pe care vrei. Deci mai am încă două cutii? Da. Fiete, de ce să aleg? Dar e posibil la ambele să le deschidă? O, oh, e de până la urmă, da. A, până la urmă, înseamnă că deschide ta asta pernă. Care e... Da? Cred. Hai, pa-pa. Ambalaj mic. Hai, deja chiar și eu sunt curioasă. Uitați ce frumoare. Ce frumos am pregătit. Mușa, cam greu. Bani. Ce eu iubesc. Astăzi ne îndulcim. Super. Și aici deja este fotografia. Aia, mai ești tu încă o dată. Frumos. Dar eu n-am înțeles deodată. Foarte frumos. Și în fine, ultima. Ai deschis deja treia, da. Ultima cam greu, dacă îmi permis să ajung. Da, sigur, chiar te rog. Cam complicat, dar... De ce ai nevoie? Oi, ce frumos. Nu mai ai ajutor. Foarte frumos. Bravo. Chiar într-adevăr, bravo. Nicolae, mulțumim, ești un bravo. Te invităm în cabină să iei locul și să aștepți cine știe. Iar Sasha, Lete, Alexandra, să vină lângă noi. Eu zic că Nicolae a făcut un gest mega super și frumos pentru că s-a pregătit atât de Sasha și tu, fiților, voi ce părere aveți, ce romantic a făcut. Și un ursuleț și bombonele și floricele și a pus pozele sale, pozele normal și... că ține minte, trebuie să le pui în ramă, știi, la ușă deodată, am înțeles? De la început n-am înțeles eu toată ideea, credeam că sunt alți bărbați și eu că l-am ales pe el. Ei, cum să vine el din numele lui să se aducă altul poze, dar tu știi că acest bărbat este foarte și foarte deștept, pe lângă faptul că e romantic, mai e și poliglot, cunoaște 4 limbi. Limba română, limba rusă, portugheză și engleză. Deci, limba rusă cine vorbi? Și rusa cunoaște. Rusa cunoaște. Și are un simț al demnității foarte bine dezvoltat pe hartă. Are viitor frumos și este foarte romantic. Într-adevăr, chiar și eu am savurat această surpriză, făcând relație cu, comparație cu horoscopul său. Deci, într-adevăr, femeia în care se va îndrăgosti va fi o doză de posesivitate, va fi. Dar el este foarte sensibil, foarte romantic și exact aceasta va aștepta și de la iubita sa. Ați înțeles, deci orice bărbat trebuie să-l hrănești, să-l pui tu la timp, dacă nu-l pui tu, să-l pui pe alta. Iar între timp nu vă mulțumesc în suspans, vreau să-l invit să-l cunoaștem și pe cel care este a doilea invitat. Это тебе. Ух ты, спасибо большое. Сладкий букет для сладкой девушки. Спасибо большое. Пройдем. Denis, 21 de ani, este bucătar. Preferă plimbările cu prietenii, dar și călătoriile peste hotare. În timpul liber citește. Menționează că nu are obiceiuri proaste sau vicii și consideră că acest lucru este cel mai mare atu al său. Recunoaște că nu și-a făcut încă mari planuri de viitor. Deocamdată își trăiește viața, bucurându-se de fiecare clipă. Speră că în familia sa toate deciziile vor fi luate în comun. Își dorește 2 copii. Consideră că nu există oameni perfect, ideali, însă și-ar dori să găsească fata care va avea un caracter compatibil cu al său. Nu va accepta o parteneră fără cei 7 ani de acasă. Denis, că a venit cu un buchet de dulciuri, special Antitalii se numește. Da, eu ce am zis. În cadrul acestei emisiuni. Da, vreau să-ți ieși rost. Vreau să te întreb, ai scris în ancheta ta că ești bucătar. Ce delicii culinare prepari când vin băieții tăi, când vin oaspeții dragi?
Ласпицы драч. Как бы вам, блин, сказать? Я дома не вот готовлю, в принципе. Я в ресторане там готовлю, в вот кафе. А дома я как-то мало готовлю. Если прям я вот хочу что-то сильно, то я сделаю. А так для себя больше... Но в твоей сфере вероятность найти девушку быстрее, правильно? Почему? Почему до сих пор не нашел? Почему вы вот считаете так, ну, что вот много вот женщин сфере... приходит отдохнуть, он покушать? Он же не готовит на открытой кухне, да. Он стоит маленький там. Не, я на нормальной кухне не работаю, все хорошо. Нет. Да кум трис фиаля соединили. Кумар трибисарыты чака кукарвис меч премьяцы. Ну если честно, то это вот как Саша, веселая девушка, очень вот жизнерадостная, добрая по душевной части. Угу, да и, в принципе, чтобы было с ней вот комфортно. А разница в возрасте? Разница в возрасте в смысле? Ну, у нас, Сашечка, она вот если будет, ну и что? Что здесь такого? Когда как она бы, ходила уже в школу, ты только-только как родился. Бы, как говорят... Сдала как стеклотару. Цифры, возраст – это только цифры в паспорте. Так что в этом вот ничего нет такого. До того, как ты сюда пришел, ты уже встречался с кем-то серьезно? Ну, да. Были какие-то серьезные отношения? Да, были. А да, сколько были. Длились? 2.5 года. Ого, это прям срок. Ну, и да. что случилось, что не сошлось? Ну, как бы вам сказать, я на телевидении не буду это выносить. Ну, так получилось, что мы вот расстались. Разругались, скажи честно? Нет. А ты рамас приятель? Да, конечно. Doamna Cristina, spuneți-ne ce spun astrologii referitor la ceea ce înseamnă dacă sunt compatibili acești tineri minunați. Я обратила внимание, что вы сказали, что вам нравится такая веселая, ну, да, девушка, конечно. Красивая, да. Экспрессивная. Ну, вот видите, такая да. И есть тут прямо. А вот мне интересно, прям любопытно, у вас все-таки женские планеты в земных знаках. То, что описывает больше типаж скромный, комфортный, сладкий, скажем так. Вот, ну, я который... сладкий. Чтобы женщина тоже такая была. Безусловно, чтобы она... Я же говорю... Сладкий букет для сладкой девушки. Как насчет скромности и как насчет того, чтобы вот, ну, больше времени вам уделяла, не себе, а именно вам, чтобы создавала вот этот уют и комфорт дома и, с одной стороны, не лезла вот слишком глубинно в вашу личную, в личное пространство. Ну а зачем лезть, как бы? Есть определенные вот рамки, где вот девушка, ну, нет, ей просто вот нету смысла лезть в личное пространство. У нас очень и экспрессивная, все. Очень непрямолинейная невеста сегодня, да, которая иногда может себе позволить и полезть. Ну, бывает и вот такое, это вот норма жизни, как говорится, это же не вот часто происходит. То есть, вот если вот такой вот, блин, будет, то в этом вот ничего нет такого. Денис, am făcut investigații. În spațiu online, de, zicem noi, de Instagram, vă unul celălalt vă puneți like-uri, floricele, inimioare, deci voi vă cunoașteți. Nu, am văzut acolo. Am o întrebare, moment, dacă da. Astăzi te alege Sasha, te alege pe tine în calitate de alesul inimii, unde o duci? La tine acasă, ai casa ta, masa ta, treci cu părinții? Нет, я сам живу. Сам живу. Ну да. Финансер, да еще и приготит. Ну, конечно. Апартамент у тебя апартамент, а у тебя есть кирии? Нет, мой. Моя квартира. Саша, луам акума. Деодатор луам. Мы же не гандим. Да рано еще, рано еще. Что ты скажешь по поводу того, как ты вообще относишься к татуировкам? Так, к татуировкам? Да, вот нормально. У нее вон есть они. Одна, там вот видна даже. Это одна только видна, там еще скрыто много всяких. А ты откуда знаешь, что я сделала вскрытие? Ну, есть у нас ресурсы для информации. Нормально я отношусь, в принципе, в этом вот ничего. А у тебя есть татуировки? У меня нет пока. Значит, будут. А какой поступок, какой-то вот такой безбашенный, самый безбашенный поступок, какой ты произвел в своей жизни? Ну, скорее всего, что я пришел на вот передачу к вам. Как бы это было... Вот сначала суть в том, что... Я хотел вот прийти с подругой вот смеяться здесь просто. В итоге я вот заполнил анкету, а она нет. И я уже здесь как бы. И... Но по-любому будет, по-любому будем смеяться. Ну так, чуть-чуть. Максим, ты почему не смеешься? Он серьезно смеешься. Я серьезный. А почему? Он когда понял, что все серьезно, то он позвал как раз меня, потому что я отвечаю за серьезность. Для баланса. Просто сегодня держишься. Он держится, он держится. Максим, что поряряй, приятного Тео? Este un om de omenie, îl poți suna la unul din noapte să-i spui că am nevoie de urgent și vine să sare în ajutor? Безусловно. Денис такой человек, он, если он открылся человеку, если они уже вместе, то есть сформировали какие-то отношения, друг это или девушка, партнер,
то он будет за нее... Детари мулцани. Дела в решапте аня вем, дикат синтем, ше сицини бине. Конечно. Да, sigur că ne certam, dar așa, mă rog să știu. De la ce se certă? Că femeie Elina, că mai capul nu-i corect, că păr, cum te-ai dat acolo cu întreb, nu ți-ai încălzat pantoful. Из-за девушек мы не ссоримся, нет, нет, конечно. Dar dacă există probabilitatea, Денис, Максим se îndrăgostește de prietena ta, ce facem în acest caz? Termină prietenia? Care prietena? A mea... E că, de exemplu, de... Девушка моя? Da, девушка твоя. Гипотетическая твоя девушка, будущее. Ага. Я не знаю, я вот такой вот ситуации вот не был, и как-то сейчас вот сказать вам точно. Я могу сказать, будь отстаивать. Будь отстаивать. Ну, девушку да. Или... Конечно, девушку, буду. Честь, девушку, конечно. Конечно, буду, это же вот моя девушка. Можно я задам вопрос, пожалуйста? Да, Анечка, повторите. Я как подружка нашей невесты, я тоже переживаю за нее. Задавайте. Вот у Сашки концерты, съемки. Она может иногда приходить домой очень уставшая. Вот ты сможешь... Колыбельную ей петь? Конечно. Колыбельную, приготовить ей ужин, уложить ее спать. Ну а почему нет? Это вот называется забота. Пентроста высшее образование, но стремно. Мне просто ты говорил, что тебе дома не очень нравится готовить. Нет, так при чем здесь это? Мне готовить нравится для вот кого-то больше, чем для себя. Но тебя это не будет беспокоить, если она будет много работать. Ну и я вот работаю тоже как бы немало. Интересно, интересно. Почему нет? Posesiv, de exemplu, dacă s-au cumpărat el cu el este foarte grijuliu, anume Venus și Luna din semnul Pământ predispune pentru o grijă poate exacerbată și poate chiar în detrimentul său poate să facă multe lucruri care nu-i plac, dar ca să, să ofere confortul cela interior și exterior. Cred că, gata, purtăm dialog mai târziu, dar eu chiar... Noi suntem foarte și foarte curioși să vedem ce surpriză a pregătit acest invitat cu numărul 2, Denis. Hai, te invităm să ne arăți surpriza pentru toată fetele astea frumoase, inclusiv în frunte cu Sasha. Я вот подумал, что очень вот много вот девушек любят роллы, вот японскую кухню в принципе. И так как я вот работаю поваром, я знаю и японскую кухню. И подумал, что мой сюрприз будет вот заключаться в том, что я приготовлю прямо здесь ей роллы. Почему нет? Девушка вот любит роллы. Это актуально. Так что мы приступим. Классно, давай. Для начала мы нарежем огурец для роллов. Сама ни разу не готовила роллы? Надеюсь. А как называется вот этот ролл? Ролл Филадельфия. Это просто Филадельфия. Вот классический ролл. Да, я думаю, ну, да. Все его любят. Ничего в этом нет. Мастер-класс. Да-да-да, такой маленький мастер-класс. А рис, объясните мне, пожалуйста, а рис, он идет тоже сырой, либо нет? Нет, какой-то... это рис, он вареный, только он вот вареный в вот специальной таре, в рисоварке. То есть, и заправленный специальным уксусом рисовым. Там заправка идет. Вот Денис, а курсы выдаете, подаете? Ну, как сказать, пока я не давал, но пару курсов было. Ну, придет какая-то женщина, скажет, Денис, хочу тебя, чтобы ты пришел, приготовил мне... Ну, там будем уже по вот ситуации смотреть. Саша, ты ешь повтечаса до фиру тео? Фуарте. Я вот так сказала, что это самое важное. Так, пешти, есть такое, что он макостровец? Ну, пешти, пиде супра. А на утро, ну, макостровете. И вообще файн, кер, нам вспомнил. Да, какое самое любимое блюдо? Мое? Да. Сосиски в тесте. Хороший вопрос. Голубцы. Голубцы. Саша, тут поспачи? Сигурка, да. Сармали, да. Динали, шафу, мази. Да, я у Машка целили факт. Ну, плачу мецтеля, шау. Украинешки. Да, украинешки факт. Я вот украинянка иду по националитате, дети ша. Машка цели. Дети, ну... Фачем, фачем. Так, моя вес, кому летай, сынка, платец. Eu, de exemplu, acasă niciodată nu gătesc. Așa, totuși, tot îmi plac așa bărbați care știu să gătească și e frumos. Hei, al nostru are 1,87 m. Da. Noi cu 1,50 m, tot cu pantofi. Mhm. E perfect.
Maxim, dar tu ești invitat la sushi, faci pentru prieteni sau numai divăzi lumii? Da, așa de darnic, eu mă invit tot timpul. Știu, mă prea probăm? Da, конечно, бери пробу. Așa trebuie de pregătit. Сушечка держится. Конечно, держится. Ты хороший робот. Аллилуйя. Погомори в дегура. Așteptăm, așteptăm să ne spui părerile. Pentru această seară, surpriza este mega superbă, dar noi te invităm să-ți iei locul în camera de așteptare și îți mulțumim de dosfletel, iar tu, Sasha, să vii aici, tot cu sușile. Hai. Da. Вкусно, вкусно, вкусно. Сейчас попробуем. Денис, спасибо. Денис, к другу, Максимка, подушите в камеру, да. Дальше пойдем. Максим. Иван, спасибо. Денис, че барбат, че барбат, мама, да, да, букатар мой. Ну что так и делал? Сейчас я дар 21 de ani, да, что интеллигент. Да, перспектива фумаса. Че спит у Саша? Че порели ця лосата чест барбат? Готеште бене. Ши форте матур. Да. Я был аж олеч пидынцу. Ну, я смотрю. S-a părut e grijuliu. Invitata noastră. Grijuliu. Foarte grijuliu, așa. A, deci, transmit. Grijuliu. Grijuliu, gătește bine. Mulțumesc. Dar să știi că exact aceasta așteaptă și de la aleasa inimii sale. Uh-huh. Este a noastră așa și este. Ce da, zic astrele? Dorești, dar diferența de vârstă, astrele cum zic la ce vreau capitol? Să zic eu ție de diferența de vârstă? Mi-a Maria, plăcut și mie băiatul. Mi-a plăcut, hai, dar este un băiat care are să se formeze de-a lungul anilor. Deci el cu adevărat o să se regăsească și cu adevărat va ajunge, dacă își va propune să-și atingă scopurile sale, dorințele sale cele mai incitante, el va ajunge, dar necesită timp. Deci este un băiat, un bărbat de perspectivă foarte bună. Eu vreau să zic că orice scop se face, dacă e bine determinat, se face realizat printr-o dorință imensă. Iar eu îți propun să așa să cunoaștem și pe a treilea cel care te așteaptă cu mare drag și vrea să te cunoască pe tine personal, dar și fetele cu care ai venit în această seară. Te invit acolo să-l cunoaștem și pe invitatul cu numărul 3. Sasha, bucuros de cunoștință. Radu? Sasha, pare bine. Așa chiar! Sigur! Ție ce nu a făcut nimeni. Radu, 22 de ani. Este arbitru la Federația de Fotbal. După cum ați intuit, în timpul liber joacă tot fotbal. Regretă că nu are voință să se trezească mai devreme și că uneori își pierde timpul cu lucruri mărunte. Crede că în familia ideală trebuie să lucreze ambii soți, însă bărbatul este cel care trebuie să aducă mai mulți bani în casă. Ambii parteneri vor gestiona gospodăria și vor adopta în comun decizii cu privire la odihnă. Asta pentru egalitate și armonie în cuplu. Radu visează să-și întemeieze o afacere așa încât banii să lucreze pentru el, dar nu el să muncească pentru bani. Este sigur că poți obține tot în această viață doar dacă ai dorință. Nu și-a creat deocamdată un ideal feminin la care să aspire cu tot din adinsul. Radu, mami, Radu, de mâine. Radu, salutare, mulțumesc. Radu, tu ești arbitru Federația Moldovenească de fotbal. Da, corect. Aia care o puneți în gură, se numește fluier? Nu, fluier la muzicanți, dar la voi cum se numește? Svistulcă. Asemenea fluier, asemenea se numește fluier. Așa se zice. Da, 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 da. Ai venit cu dânsul? Este doar că este în geantă. Mm-hmm. Eu știu că nu e, e destul de dificil în drumul vieții, la așa vârstă fragedă cum ai tu, să ajungi în statutul la care l-au ținut locul în societate. Ce da. A trebuit să fac un tânăr ca să ajungă și el un arbitru? Cred că mai întâi ar trebui să aibă dorința de a deveni arbitru, să-i placă fotbalul. Sunt sigur, dacă nu-ți place profesia respectivă, nu o să ajungi arbitru. Ca să ajungi arbitru, trebuie să ai legământul cu fotbalul? Nu este nevoie, trebuie să faci cursuri, asemenea cursurile. Avem și cursuri în țară? Da, da, sigur, sigur, se face, mm-hmm. Trebuie să te înveți, este o meserie destul de întrimbuiențată în Moldova. Dar e plătită? Da, 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 că sincer chiar este plătită în Moldova și sfătul, cred că... Celui care chiar își dorește, îi place fotbalul, să fie în comisaria respectivă. Dar plus la ceea ce faci tu cu fotbalul, tu mai ai și o afacere, da, cu care te mândrești. Ia asemenea este o afacere în domeniul turismului. Plecăm în Maldivii sau în Bali, unde trăiești tu. Și da, este o afacere de turism. În ce constă? Are oportunități în domeniul respectiv.
Adică avem și garanție de preț. În afacerea respectivă sunt cele mai bune prețuri în domeniul turismului, încă în vacanțe. Adică este garanția. Garanția îți oferă o posibilitate. Da? Organizați vacanțele. Da, 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 este corect. Garanția îți oferă cel mai bun preț. Adică dacă găsești călătoria respectivă, dacă o găsești în altă parte mai ieftină, păi noi traversăm... Asta e un fel de asigurare, interesant. Da, este, da, ca asigurare. Noi detalii da. Multe nu vrem la ceva acest capitol, dar vreau să te întreb niște detalii mai picurate. Știu că ai fost într-o relație frumoasă cu cineva și stăm în suspans și ne tot întrebăm. De ce n-a mers această relație până la căsătorie? Ok, totuși eu sunt o persoană pozitivă, iubesc... Pozitivul. Noi toți suntem pozitivi, noi toți ne râdem, mai ales că prietenul tău, Daniel. Sunt sigur că nu toți, sunt sigur că nu toți. Adică eu iubesc pozitivul să fie. Persoana respectivă totuși era o persoană mai mult negativă, adică mai mult supărată, nu știu, fără dispoziție. Chiar și în momentul când ar trebui să fim cu dispoziție, când fac o șotie sau ceva de genul. Adică deci nu reacționa la tot ce faci tu și ți-i suport la un moment dat că ea e sobră și nu e așa. Pur și simplu trebuie. Cred că nu ne-am... Ce zodie era? Gemini. Da. Straniu, de obicei geminii și balanțele fac relații bune. Probabil. Dar prietenul, ce crede? Ce persoană ți s-ar potrivi? Acea nu s-a potrivit, dar care este? Trebuie să fie, cred că, la fel comunicabilă, deschisă, vorbăreață și cred că foarte veselă. Daniel e cel mai bun prieten de suflet al lui invitatul nostru, Radu. Fiitor, dar voi știteșiți. Luați-l la întrebări ca să știm dacă o dăm pe mâini bune, ori ba, ori rămâne Sasha cu noi și mergem acasă, iarăși ca o facem o coconadă, ori să duci cu arbitrul nostru frumușal. Luați-l la întrebări. Ce este important în viața ta, la general? Ce prețuiești în viață? Ce prețuiesc? Prețuiesc persoanele, în primul rând persoanele care sunt alături. Sigur, părinții și pe lângă părinți, persoanele care sunt alături. Ce aș prețui? Aș prețui și ceea ce o să am în viitor, adică chiar foarte mult îmi doresc să am o afacere a mea. Deloc nu mă gândesc la un job fix, adică asta pot să exclud din viață. Și deja sigur că o să fie și Radu, sigur, eu sunt convinsă. Eu sunt convins. Reacu tare planuri grandioase nu-și face, pentru că viața trece și așa, ori cu tine, ori fără tine. El zice că orice zi trebuie trăit frumos alături de persoanele optimiste, oameni buni, că nebuni suntem mulți. Eu te invit să ne arăt surpriza pe care pregătit-o pentru această seară, așa că ești invitat în scenă. Hai, cum arăt. Bine. Fiind de profesie arbitru, astăzi am vrut să te provoc să jonglăm cu mingea, să facem un freestyle. Uite, așa. Te provoc pe tine să faci un freestyle. Precis, să vezi dacă faci cu mâna, primești cartonașul respectiv. Uite aici. Oh. Așa că vezi cartici. Să fie cu piciorul. Poți să dați snel, dai, gata. Bine. Să o rumpă tiții la piciorul, da. Ce zici? Nu. E ok. Pentru o fată ești în super. Topuri. Cred că o să ajungi să joci pentru fete la națională. Oh. Uite așa. Aș face aici și un meci de fotbal între fete. Ok, regulile de arbitru este că trebuie să jucăm 90 de minute. Am jucat doar 15 secunde. Este ok. Dacă e cu mâna, este galben, a doua oară este roșu, primești cartonașul respectiv. Eu foarte mult îmi doream să văd în viața mea cartonașele respective. Radu și-a sedit de mâin. Să ce mi-a pus la pirataciță? Asta este cadoul meu și ca și cum pot să spun din experiența mea că este ceva super tare. Nu știu pentru o fată cum este, dar vă spun din propria dorință că asta se merită foarte mult să ajungi arbitru. Radu, și că este super tare, mulțumesc! Radu, vrem să-ți mulțumesc pentru această surpriză și te invit în camera de așteptare pentru că există probabilitatea ca Sasha Leti să te aleagă pe tine sufletul pereche. Da, mulțumim din suflet! Sasha, ce părere ai pentru că Radu, eu cred că este un băiat superb, este un om foarte talentat și un om care știe să-și atingă orice scop în viață. Cu ce părere ai rămas după această surpriză, după acest dialog purtat? Eu, sincer, n-am înțeles surpriza.
Eu... Omul ți-a arătat în ce e talentat, aude, tu cânti, el... Da, dar a venit și la lucru, adică ce fel de surpriză este adică asta? Adică tu crezi că dacă i-a dat mingea și a încercat să-i arate cum arată un cartonaș, că fie roșu, că fie galben, ăsta e lucru? Păi asta e visul lui, alintături, da, a fost eu cred, cartonaș, știi ce mă gândeam eu? Să o întrebăm pe cea care știe, care are cu cosmosul legătură. Da. Cum crezi tu? Cristin, merge Radu cu Sasha noastră? Merge. Zi, povestește-ne. Și chiar bine merge, chiar... Alexandra cu Radu, fiindcă îi plac femeile frumoase, stilate, elegante, este predispus către compromisuri. Ai văzut și aici, deci nu a dus o linia sa sau nu și-a arătat cât el este, deși putea să-și demonstreze masculinitatea mai mult decât a fost demonstrat pe scenă, dar ți-a dat importanță, după mine asta este foarte un plus pentru Radu, și... mai este un moment foarte interesant. Te potrivești cu el din aspectul ăsta foarte picant și îndrăzneț pe care îl ai și tu. Dar să știi că în relație cu el permanent vor fi certuri, situații tensionate care exact în astfel de jocuri sau prin alte jocuri le veți detensiona. E interesant, e chiar fain. De fapt, au spus ciotca. Așa, dar eu propun așa să ne raportăm înapoi la cei ce au fost trei candidați pentru inimioara ta și sufletelul tău. Începem cu Nicolae. Ce părere aveți, fetelor? Surpriză bună, frumoasă. Da. Ochii frumoși. Păi ne plac florile, cadourile, prietenii. Ce părere aveți? Pentru Alexandra. Da, cel mai ușor de cucerit. Dar, în general, nu doar pentru Alexandra. Nu, la toate femeile ne plac să fim, nu știu, dăruite, pupate, apreciate. Deci doar... Păi, ce oferi aceeași primește un loc, dacă bărbatul vrea. Atunci, în cazul ăsta, o să întrebi de Denis, care știe să facă mâncare. Denis, da. Denis cunoaște cheia spre... spre stomac. Nu se spunea până acum că drumul spre inima unui bărbat este prin stomacul lui. Acum, gata, să spui, de ce nu? Timpurile se schimbă. Ce părere? Eu am o părere... Tu zi o părere clar pentru Nicolae, Denis și Radu. Care e mai bunișor? Eu vreau să vă spun că atmosfera s-a încălzit și s-a încins atunci când a venit Coliță. Era primul. Era primul și fetele toate au reacționat. Toate s-au înroșit și toate au zâmbit. Și el la fel fix așa. Eu cred că totuși el, din toți băieții, el este într-adevăr matur, iar are un scop în viața lui, bine decis. Denis tot e foarte bun băiat, tot foarte mult mi-a plăcut, dar el este tineril pentru tine, totuși. Dar Nicolae e cel mai masculin și cel mai potrivit pentru tine, așa bănuiesc. A mine mi-au plăcut toți trei. Eu s-o cot că nu vârsta contează, contează ca calitatea, capacitatea și tot ce înseamnă a fi bărbat, da? Tu ești pentru? Eu sunt, dacă vreți să vă spun părerea referitoră pe cine aș alege eu dintre trei, hai să o luăm așa de la tine, fata de în la roșu, mine. Mariana, da. Zi tu. Tu pe cine ai alege? Nu știu ce aș alege, dar pot dar să rapid, zic că așa? Primul, da, într-adevăr mi s-a părut matur, potrivit pentru Alexandra că ar ști să o asculte. Al doilea, Denis, e îndrăzneț, gătește bine, necesar la casă, să gătească un bărbat care să gătească bine. Iar cu Radu, nu știu, probabil a avut emoții, părerea mea. Cristina, dar ești de acord prea, cu cele care sunt expuse acum, că na, că gătiște, să că... Să știi că da, cu bună parte sunt de acord. Chiar primul candidat, Nicolae, cu el vei putea să construiești o familie. Știu că îți dorești o familie mare, el... va putea să-ți oferi rolul ăsta de soție cu luna ta în rac și cu luna lui în rac. Al doilea candidat îți va fi extrem de vesel, dar este un băiat care trebuie să mai crească, după părerea mea. Și al treilea, Radu, chiar sunteți compatibili, dar va fi foarte picant, incitant și pe alocuri vesel. Eu m-aș bucura extrem de mult dacă în această seară s-a format un cuplu, dacă se formează. Între timp, te invit pe tine, Sasha Lete, să-ți faci o alegere potrivită, așa precum crezi tu, că ar fi potrivit și bine pentru tine și pentru viața sufletului tău. Părerea ta? Nu contează. Până la urmă nu contează nici a mea, contează ce alege Sasha, pentru că ea are nevoie de cel om, ea știe cu certitudine care i-a venit pe plac. Tu rebi la urechi să o șoșotești și da, te să-ți alegi. Ori nu, omul potrivit. Și încă o dată bună ziua!
Te mulțumesc pe tine. Cred că o să fie ceva frumos. Dragii noștri telespectatori, uite că în această seară s-a format un cuplu nou, unul frumos la chip și suflet și le dorim din tot sufletelul să aibă parte de o viață lungă și frumoasă în drumul vieții. Nicolae și Alexandra, format în acest cuplu, s-au ales unul pe celălalt. Iar celor de acasă care ne urmăresc pe micile ecrane, care sunteți în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim, vă îndemn să scriți pe pagina oficială, pentru că aici se întâmplă minuni, pentru că doar aici există probabilitatea ca tu să-ți găsești omul potrivit, sufletul pereche. Și pentru că suntem în euforia aceasta de sărbătorile minunate care sărbătorim Sfântul Valentin, ziua îndrăgostiților, avem și o surpriză de opotrivă. Soprana Ana Cernicoa, care vine să ne cânte frumos precum doar ea știe să o facă, iar eu, Lența Gheorghiță, între timp vă doresc la toată lumea o seară frumoasă alături de cei dragi și nu uitați, ne scris pe pagina oficială Hai să ne căsătorim și cine știe, poate prin intermediul emisiunii noastre vă găsiți sufletul pereche. O seară frumoasă alături de cei dragi. Sunt flori dulci și eu nu pot să dorm de atunci. Și de atunci tot cade rouă pe ochi, pe florile amândouă. O căprioare spus că sunt și aud în mine fremătând. Aud cum freamătă în mine pădurile de taină pline. Orice femeie e frumoasă dacă iubită și mireasă. Orice femeie consunțeală dacă zâmbește, dacă iubește, dacă-i mireasă, dacă e mama. Na, 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 na,